Dragii mei, ne bucurăm că suntem prezenți în casa Domnului, nu pentru că Domnul l-a chemat neapărat pe fratele Cornel în veșnicie, dar suntem la o părtășie în prezența Lui. Și Dumnezeu întotdeauna merită să fie și trebuie să fie lăudat pentru toate lucrurile. Tot ce face El, face bun. Biblia spune că, pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Fratele Cornel l-a iubit pe Dumnezeu. Am încercat aici așa să las gândurile să meargă cu mulți ani în urmă, când eram copil, aici am copilărit, în biserica din Micanaca. Fratele Tică, fratele Cornel și toți ceilalți aici în biserică. Și-au trecut ani și parcă nu e adevărat. De multe ori îmi zic, Doamne, dar unde sunt ani? S-au dus. Dar vreau să încurajez familia. Era menționat aici și întăresc ideea. Nu e o înfrângere. Când cineva care l-a slujit pe Dumnezeu este chemat în veșnicie, nu e o înfrângere, e o biruință. S-a dus la mai bine. Ironia este că noi, care suntem încă în lumea aceasta înconjurați de neputință, de dureri, de amaruri, îi plângem pe cei care au ajuns deja la desăvârșire. Au ajuns într-un loc minunat și binecuvântat, unde nu-i mai durere, unde nu-i mai necaz. Asta ne spune Dumnezeu, ne spune Biblia. Și noi credem tot ce spune Biblia. De aceea doresc din toată inima și eu, Domnul să mângâie pe sora Ana. Amin. Să mângâie copiii, fratele Cornel încă o dată l-a slujit și a făcut partea în viața aceasta. Și nu ne îndoim de faptul că Domnul l-a chemat acasă, El l-a chemat. Planul Domnului, acesta a fost. Însă noi care suntem încă în viață, Dumnezeu ne-a adunat cu această ocazie, pentru că Biblia spune așa, Dumnezeu se proslăvește prin viața unui om atunci când îl slujește pe Dumnezeu și îl reprezintă cu demnitate pe El. Asta este cerința și chemarea unui om pe pământ, să-L reprezinte pe Dumnezeu prin trăirea Lui. Dar Dumnezeu se proslăvește, spune Biblia, și la moartea unui om. Uitați, ne-a adunat aici, mâine din nou la mormântare, ca să ne vorbească Dumnezeu, să ne conștientizeze de cerințele pe care El le are pentru noi, ca viața aceasta pe care o avem să o trăim după voia Lui, să nu regretăm, nu cumva să vină momentul acela când ne cheamă Domnul veșnicie și noi să nu fim pregătiți, să nu fim în ordine. Cum spunea Pavel acolo în Timotei, în 2 Timotei, eu sunt gata. Eu cred că fratele Cornel a fost gata. Știți, când un om este gata, el spunea Pavel, eu sunt gata să fiu turnat ca o jerfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Un om este gata atunci când are o relație bună, l-a slujit pe Dumnezeu. Când în fiecare zi trăiește cu El, asta înseamnă să-L ai pe Dumnezeu, nu e ceva imaginar, că Dumnezeu nu este o persoană imaginară, Dumnezeu este o persoană reală. Și Dumnezeu dorește să avem această relație cu El, în sensul ascultării, al dependenței absolute de El, să depindem de El. Să începem ziua cu Dumnezeu, să o încheiem cu Dumnezeu, în acțiunile noastre, să-L implicăm pe Dumnezeu, în afacerile noastre. De-aia Biblia spune, cheamă-mă în ziua necazului tău, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Dar dacă până la ziua necazului L-am chemat și L-am slujit, degeaba în ziua necazului îl chem și până atunci eu n-am ținut cont de el, de cerințele lui. N-am rezolvat nimic, nici el nu ține cont de noi. De aceea e foarte important. Un om e gata când are o relație bună cu Dumnezeu, dar și atunci când are o relație bună cu familia. Îmi zic de multe ori, Doamne, e nemaipomenit să te cheme Dumnezeu acasă, în veșnicie și să ai relația bună și cu familia. Nu cumva. Nu cumva să te prindă momentul trecerii în veșnicie într-o stare tensionată, într-un litigiu pe care să-l ai cu cei din familie. Și apoi și relația bună cu biserica, să ai o relație bună cu biserica. De aia spune omului Dumnezeu, Solomon, în cartea Eclesiastul, în capitolul 12, dar adu-ți aminte de Dumnezeu, creatorul tău, în zilele tinereței tale, cât încă ai sănătate, ai putere, ai energie. Ce frumos, viața ta s-o pui la îndemâna Lui, să trăiești pentru slava Lui în viața aceasta. Ăsta e mobilul vieții, pentru aceea ne-a dat Dumnezeu viața. Că noi vedem realitatea și totuși nu tragem concluzia întotdeauna așa cum trebuie. Vedem că nu ducem nimic cu noi, nu ducem nimic din tot ce avem.
Ne luptăm aici, adunăm. Și în final toate le lăsăm aici și ne ducem, dar ne ducem totuși cu ce am făcut pentru Dumnezeu. De aceea dorim pentru toți Dumnezeu să ne ajute să avem o relație bună cu El. O relație bună cu familia, cu cei din jur, polarizați în jurul nostru, și apoi o relație bună cu biserica. Nu numai oameni de sărbătoare, ci întotdeauna să nu putem fără această părtășie, pentru că Dumnezeu promite că acolo unde noi ne adunăm, El este prezent, El nu lipsește niciodată. El întotdeauna este încă înaintea noastră la părtășie. David în Psalmul 39 punea acele întrebări și-o primi răspunsurile, trei răspunsuri, trei întrebări, trei răspunsuri. Le reluăm, chiar dacă au fost amintite prima. Doamne, spune-mi cât este numărul zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Cât este? Ai un caracter trecător. Și Dumnezeu vrea în această seară să mă conștientizeze, să nu uit că sunt trecător. A, și eu mă duc. Nu asta vrea Dumnezeu numai. Să nu uit că David spune, printre altele, spune-mi care este numărul zilelor mele, nu anilor mei, nu anii. Noi de multe ori, cu anii, zilele, ca să știu cât de trecători sunt. Știți de ce? Pentru că doar ziua de astăzi este a mea și a ta. Ziua de mâine nu mai este. Nu știu cine va urma din cei prezenți aici. Eu nu știu câte zile a hotărât Dumnezeu pentru mine, de aceea zilele. Câte zile Dumnezeu hotărăște, e o taină, se spune aici. Așa este. Erau scrise în cartea ta toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost măcar vreuna din ele. Totul este la Dumnezeu. Dar în această întrebare, Doamne, cât e viața mea? Biblia spune, ca o umbră, ca suveica țesătorului, ca un vis, ca un vis la deșteptare. Te trezești dimineața, vai, ce un vis, am visat interesant. Să iau ceva să-l notez și nu mai știu nimica. S-o dus, așa e viața. Mă trezesc în pragul veșniciei, numai, Doamne, dar unde e viața? S-o dus, s-o dus anii. Nu mai poți să întorci timpul înapoi, că viața are un sens unic. Ce trebuie să înțeleg? Că am un caracter trecător, ca un vis, ca și iarba, spune Biblia, ca un sunet. Auzi sunetul și nu-l mai auzi, s-o dus, în surdină parcă. S-a încheiat, așa este viața. Dar întrebarea aceasta, David, în continuare, dacă e atât de scurtă, ce să fac în timpul acesta scurt? Pot să fac ceva? Da, în primul rând să-L slujesc pe Dumnezeu. De-aia m-o crea Dumnezeu. De-aia m-o da viața mai lungă sau mai scurtă. Ce important calitatea, se spune aici. Viața de trăire cu Dumnezeu. Modul în care îl reprezint și reușesc să le reprezint. Îmi place mult ce spune în Proverbe, zice, cel neprienit umblă neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Este extraordinar să umbli neprihănire. Să trăiești o viață, asta vrea Dumnezeu, să-L reprezentăm pe El, prin vorbire, prin gândire, prin atitudine, prin viața noastră. Doamne, ce să fac în latul de mână, spune acolo, cât un lat de mână? Viața asta scurtă și trecătoare. Ce să fac? Spune acolo un Eclesiastul, dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele. Și până nu se apropie anii când vei zice, nu mai găsesc nicio plăcere în ei. Până când nu ai îmbătrânit, ajungi la orizontală, bolnav într-un pat și nu mai poți face nimic. Ai vrea atunci multe lucruri, le-ai vrea să le întorci înapoi, dar nu mai poți face nimica. De aceea, într-o asemenea împrejurare, într-un asemenea context, Dumnezeu vrea să medităm la noi. Doamne, dacă pe mine m-ai fi chemat, care era starea mea? Pentru că plecarea în veșnicie este, printre altele, și o terminare, o încheiere. Cum închei viața? E foarte important. Știți ce spune despre Tabita? Că făcea multe milostenii și se ruga lui Dumnezeu totdeauna. Și în vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. Și îmi zic mereu, Doamne, este extraordinar să te prindă momentul morții într-o asemenea stare, un standard înalt spiritual, făcând bine, să nu obosești, să te dăruiești pentru Dumnezeu, până în ultimă clipă, cât poți, pentru familia pe care ți-o dăruit-o Dumnezeu, să fii la dispoziția Lui. Prima întrebare este aceasta, Doamne, care este măsura zilelor mele?
O a doua întrebare, ce să fac în această măsură mică să-L slujesc pe Dumnezeu? De-aia m-a dăruit Dumnezeu viața. Să-I fac voia Lui, să mă apropii de El. Cum mă îngăduie stăpânul Universului care m-a creat, El ne-a creat. Cât de mare este Dumnezeu. Nu medităm poate suficient anumite aspecte extraordinare. Ar fi suficient dacă am meditat, dar nu medităm. Trecem așa ușor pe lângă ele. Știți ce spune în Mica, în capitolul 3? Nu e datoria voastră să cunoașteți legea, dreptatea? Auziți că e datoria noastră. Nimeni nu se va putea dezvinovăți în ziua aceea înaintea stăpânului că n-am știut ce trebuie să fac. Păi datoria mea. Dumnezeu în lucrarea Lui nemaipomenită ne-a lăsat cartea aceasta sfântă, e cuvântul Lui. E autorul Bibliei este Dumnezeu, Duhul Lui Dumnezeu. El ne-a dat cartea aceasta ca să o citim, cuvântul Lui să ne-l însușim. Dar dacă eu îl ignor și nu țin cont, înseamnă că nu vreau să știu de Dumnezeu, nu mă interesează, vreau să fac voia mea. De aceea e foarte important. Cercetând Scripturile, înțeleg și pot să deșifrez care este planul și voia lui Dumnezeu. Și voia lui este să mă apropii în viața aceasta de Dumnezeu. Auziți numai ce spune Biblia. Dumnezeul acesta mare mă acceptă și dorește să mă apropii de El. Spune aici în Evrei, printre altele, în capitolul 4, versetul 16, să ne apropiem de Dumnezeu, dar cu o inimă curată, cu credință deplină de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare, să găsim har și să fim ajutați la vreme de nevoie. Să ne apropiem, dar, asta dorește Dumnezeu. Cum să mă apropii de Biblie? Când cineva vrea să apropie de Dumnezeu, în viața asta scurtă, trebuie să apropie de Biblie. Păi nu te poți apropia de Dumnezeu dacă nu te apropii de cuvânt. Dacă nu-L iau în fiecare zi să-L citesc, să-mi-L însușesc. Cuvântul ăsta are o putere, noi nu realizăm. Ce putere am avea în fiecare zi de a trăi și de a-L reprezenta pe El dacă am citit din acest cuvânt. Oglinda spirituală o găsim aici. Aici am descoperit carențele care le am, cutele din viața mea, de pe haina mea. Numai atunci când citesc aici, mă pot vedea pe mine. Mă uit aici, îl văd pe Domnul Iisus, modul în care o trăit și mă văd pe mine în același timp. Auziți ce spune tot în Cartea Evreilor, în capitolul 10, versetul 22, să ne apropiem, dar, cu o inimă curată, cu o credință deplină. Cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Și parcă Iacov cel mai frumos ne spune aici, în capitolul 4, versetul 8, apropiați-vă de Dumnezeu și El, la rândul Lui, se va apropia de voi. Mă vede că mă apropii, că eu iau cartea aceasta în fiecare zi, că sunt interesat de sufletul meu. Dragii mei, Dumnezeu ne-a creat, El e interesat de fericirea ta, de mântuirea și veșnicia ta. Mântuit înseamnă veșnicia, să o petrești cu Dumnezeu, aia înseamnă un om mântuit. Și El de aia ne-a creat, nu să trăim aici câțiva zeci de ani și în final să nu știm unde mergem, să fim dezorientați pentru veșnicie. Nu asta vrea Dumnezeu, m-a creat ca să fiu fericit. Dar nu se poate fericire dincolo și aici fără El. Aici să fac ce vreau eu. De aceea citesc în Cartea Sfântă și El îmi spune ce trebuie să fac, cum să trăiesc ca să fiu plăcut. Și apoi, sigur, El îmi garantează în continuare. Mă apropii de El, mă apropii de biserică, mă apropii la rugăciune în fiecare zi, încep cu rugăciune, sfârșesc ziua cu rugăciune. Asta înseamnă să te apropii de Dumnezeu. În latul de mână, în zilele pe care mi le-a rânduit, zile, ziua de astăzi, ziua de mâine la fel, și în fiecare zi, în fiecare zi. Vreau să spun că viața cu Dumnezeu nu te obosește, nu te obosește, când o trăiești în adevăratul sens al cuvântului. Nu vei fi niciodată obosit și după ani și zeci de ani de slujire te vei bucura. Dumnezeu să binecuvinteze familia îndoliată. Să o întărească, să o mângâie. Încă o dată, noi avem o nădejde, avem o speranță. Fără speranță, zice, fără o noțiune precisă a rostului său pe lume, în vecii vecilor, omul n-ar accepta să trăiască. Fără noțiunea de Dumnezeu, viața nu are sens. Cel ce dă sens vieții este Dumnezeu, credința în El. Credința în El. Ce frumos să ai credință. În cuvântul Lui,
în promisiunile Lui. Dar și credința aceasta vine în urma auzirii. Citind cuvântul, vine credința. Viața are un caracter trecător, dar un alt lucru. Spune acolo în Psalmul 39, Doamne, care va fi sfârșitul vieții mele? Spune-mi, care va fi? Va fi aici, în sicriu? Da, de unde? Aici este doar, vreau să nu uităm, valoarea adevărată nu mai este aici, în sicriu. Domnul a luat valoarea, sufletul, Duhul care sunt de la Dumnezeu. Zice Biblia, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost, aici a rămas doar țărâna, pământul. Din țărână ieși în țărână, te vei întoarce mâine, va fi introdus în țărână, numai ce îi aparține țărânei, țărâna. Că valoarea, sufletul, Duhul de viață, Dumnezeu l-a luat. Și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Au zis că Dumnezeu a dat Duhul de viață. Ce frumos! Spune Biblia, foarte interesant, au zis numai ce spune de bună oară în Proverbe, în Cartea Eclesiastului. Spune aici în capitolul 9, zice așa, iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că acea soartă au toți. De-aia mântuirea nu-i prin vedere. Că dacă noi am vedea, dacă am vedea momentul în care cineva a murit, cum se duce în veșnicie, sus, dar nu vedem, prin credință, credem. Credem ce spun Scripturile. Dar oamenii zic, cel mai mare rău este că sub soare, anume că aceea soartă au toți. Toți merg în țărână. Cine știe dacă va fi? Păi spune Dumnezeu, Domnul Iisus a înviat. Sufletul, auziți numai ce spune vis-a-vis de momentul acesta al trecerii în veșnicie, ce spune omului Dumnezeu Pavel în 2 Corinteni, în capitolul 5. Auziți ce înseamnă trecerea în veșnicie? Zice așa, așadar versetul 6 din capitolul 5, 2 Corinteni. Noi întotdeauna suntem plini de încredere că știm că dacă suntem acasă în trup în viața asta, suntem departe de Domnul. Pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere, dar suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Când cineva se duce în veșnicie, se duce la Domnul. Sufletul și Duhul s-au dus la Dumnezeu. Și aia formează personalitatea omului, nu țărâna, nu țărâna, nici pe departe. Uitați ce spune în Cartea Filipenilor, tot în această idee, foarte frumos, tot Apostolul Pavel. Zice, sunt strâns din două părți, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos. Ca ar fi cu mult mai bine, dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Aș dori să mă mut, să mor, să plec, să mă mut împreună cu Hristos. Asta înseamnă moarte pentru cel credincios, pentru cel neprienit. Dar tot aici, în cartea Eclesiastul, continuă cuvântul și spune așa, pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele. Unde găsim hotărârea asta? Aici, în Biblie. Aici găsim ce Domnul a hotărât în dreptul celor buni și a celor răi. Care sunt cei buni? Cei care l-au acceptat pe Dumnezeu. Cei care și-au pus nădejdea în El. Cei care încearcă să-L slujească pe Dumnezeu. Care sunt cei răi, care aici nu vor să știe de Dumnezeu, nu sunt interesați. Și aici spune, pentru că nu se duce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima oamenilor de dorința să facă răul. Pentru că spune, uite, toți au aceea soartă, noi aceea soartă. Departajarea se face în momentul în care a trecut omul în veșnicie, dar noi nu o vedem, dar vine și ziua când o vom vedea. Când ea va fi vizibilă, atunci nu mai poți să faci nimica pentru suflet. Va fi tardiv, târziu. Spune aici în cartea lui Iov, foarte interesant tot în această idee, în capitolul 35, auziți ce spune omul lui Dumnezeu, spune aici, întărind lucrul acesta, că este real, este sigur un cuvânt de la Dumnezeu. Spune așa, măcar că zici că nu-L vezi, dar nu-L văd pe Dumnezeu. Măcar că zici că nu-L vezi, totuși pricina ta este înaintea Lui. Chiar în boală, în suferință, în necaz, în rugăciune, când e în cămăruță, când te rogi și îi spui Domnului problemele tale. Pricina ta este înaintea Lui. Zice, așteaptă-L. Dar pentru că mânia Lui nu pedepsește încă, că nu-i vremea când se pedepsească. Mai pedepsește așa cât,
într-o parte, în alta, dar puțin, pentru că nu, are vremea când ne-a dăruit viața și noi suntem cei ce hotărâm. Dar pentru că mânia lui nu pedepsește încă, nu înseamnă că puțin îi pasă de nelegiuire. Cum îi pasă lui Dumnezeu de modul în care trăiești și trăiesc, da? Este interesat Dumnezeu de fericirea mea? Nimeni nu-i mai interesat decât El, de binele meu. Zice, așa că lui Dumnezeu îi pasă. Păcătosul de 100 de ori, dacă ar face rău și ar stărui multă vreme în el, spune omului Dumnezeu, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au teamă de el. Doamne, care va fi sfârșitul vieții mele? Sfârșitul vieții mele este la el, pentru cel care s-a încrezut în Dumnezeu. O încheia legământ și îl slujește pe Dumnezeu. Eu doresc pentru familie Dumnezeu să o întărească. Noi avem o mângâiere, avem o credință, o încredințare bazată pe cuvânt. Încredințarea trebuie întotdeauna să aibă suport. Suportul trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu. Și suportul părtășiei noastre din seara aceasta a fost cuvântul, s-a citit un cuvânt. El trebuie întotdeauna să primeze, să fie deasupra tuturor părerilor, deasupra tuturor principiilor, să fie cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă cuvântul este la bază, viața va fi frumoasă. Să duce viața și în final te vei bucura de ceea ce ai făcut, de ceea ce ai realizat. Timpul a trecut, încheie aici, doresc Dumnezeu să binecuvinteze întreaga asistență. Noi vom pleca la ale noastre, dar știți care este latura morală a unui priveghi? Eu îl numesc întotdeauna timp de meditație. Cel mai bun prilej de meditație este la în asemenea împrejurări. De-aia Biblia spune, plângeți cu cei ce plâng. Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Când plec de aici să îmi pun întrebarea, Doamne, eu până acum, uitându-mă în urmă, ce am făcut? Pentru sufletul meu, nu pentru trupul acesta, nu profesional, financiar, cât îți de realizat, material, nu, ci spiritual. Știți ce a spus Domnul Iisus? Să nu vi se tulbure inima. Ioan 14, versetul 1. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. De n-ar fi așa, v-aș fi spus, dar eu mă duc să vă pregătesc un loc. După ce vi-l voi pregăti, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Da, Domnul va veni din nou să ia la el pe cei ce îi aparțin, pe cei ce astăzi îl slujesc și pe cei ce astăzi fac voia lui. Dumnezeu să binecuvinteze familia și să ne ajute pe noi toți să-i facem voia lui, iar în ziua aceea să ne putem bucura cu el o veșnicie. Amin.